A fost convocat și înlocuit în ședință ordinară a Consiliului Local în discuția numărul 334 din 14.08.2019 și a venit primarul. Din cei 500 consilieri sunt prezenți în candidatul 14, lipsind, am înțeles, pentru că domnul Frunzor Damian, primar fiind întrunită majoritatea Consiliului Local, ședința este legat constituită și poate începe lucrările. Așa cum ați aflat din invitația transmisă, sunt 4 proiecte pe ordinea de zi, nu le mai dau citire. Dacă mai sunt alte probleme, dacă nu spun aprobare proiectul ordine de zi. Dacă sunt discuții la cele două procese verbale, cel cu 19 a 7 și 7 a 8 a 12, dacă nu sunt, spun aprobare cele două procese verbale. Și vă atrag atenția că la fiecare ședință asupra prevederilor articolului 228 din codul administrativ, care stipulează că Consiliul Local aflat în conflict de interes, trebuie să anunțe la începutul ședinței Consiliului Local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal. Dacă nu sunt conflicte de interese care sunt anunțate, intrăm în ordinea de zi și dau cuvântul președintelui de ședință, domnul Vărtăre Romic. Mulțumesc! Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uș de servitute asupra unui teren aparținând domeniului public al Comunei Tuz, în favoarea de alt gaz grip. Procese verbale. Da, și votat. Nu, de votat, de votăm. Da, votat. Da, votat. Procese verbale? Da. Da, da, da. Da, da, da. Da, și eu mă ducați ridicat și nu mă ducat. Da, discuții la primul proiect. Discuții dacă e legi, și astăzi. Să pune la vot. Cine este pentru? Vom stai. Da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe deasupra, în sau sub imobile proprietate privată și publică și privată a Comunei Tuz, în vederea instalării, locuirii sau mustării rețelelor publice, de comunicații electronice sau elementele de infrastructură necesare și ținerea acestora. Asta e foarte bine. Asta el a existat din mai multe. Acum să ne înnoiești. Aici este vorba, doamna secretară, și despre amendamentele care le-am... Le-am liniat în vârstia pe care v-am trimis-o. Practic, inițial, în proiectul de hotărâre transmisă voastră au fost aprobate doar tarifele, fără să fie prevăzute și anumite condiții necesare pentru exercitarea dreptului de acces, respectiv că domnul primar a mandatat să semneze, să negocieze celelalte clauze contractuale, cu excepția celor prevăzute în hotărâre, sau adăugat de asemenea articole care prevăd cuantumul penalităților în cazul neplății la termenul tarifelor. Vi le-am arătat pe toate articole care erau introduse în vechi la hotărârea Consiliului Local, dar care, fiind aprobate în totalitate, rămâneam descoperit în sensul. Da. Ce se spunea legislația care reglementează? Da. Da. Legea punem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de infracție între Comuna Oișul, județul Bacău din România și Comuna Pihana Veche, raionul Pahul din Republica Moldova. Vreau să iau cum. Foarte bine. Nu vă rețemut. Cineva mi-a tras atenția să nu a pus citesc toată cartea asta. Nu, nici într-un caz nu o să citesc. Deci, ai directul. Da. Dar o să prezint de aici o mică secvență, un citat care există acolo. Crihana Veche și din Republica Moldova și Comuna Oitus are câteva puncte istorice comune și aș vrea să le enunț eu aici. De exemplu, Poiana Sărat. Și despre Poiana Sărat o să vorbesc. Prima stare a Comunei Crihana Veche apare pe timpul Alexandru cel Bun în 1425 iar despre Comuna Oitus tot Alexandru cel Bun scrie în 1411. În 2011 am sărbătorit și noi 600 de ani de existență a documentelor care atestă
faptul că existau locuitori din statul Grozești, Grumășea Grozești. Un alt punct care mi s-a părut interesant este că în 1864 se reînființează Eparhia Ismaelului, care făcea parte și comuna Crihana Veche, unde primul episcop este Melchisedec Ștefănescu, care din 1879 devine episcop la Roma, unde face parte și noi. Deci totul cu comod. Îți vreau să vă la cameră și fotografia acestui episcopul Melchisedec. El își odihnește somnul de veci la Roman, acolo unde se află episcopia Romanului și Bacăului în prezent. pe site-ul comunei Crihana Veche, pe internet, puteți găsi și dumneavoastră, am găsit scris următorul lucru. Localitatea a primit un important aport de element românesc, transilvanian, prin stabilirea la Crihana Veche a mai multor familii de mocani de dincolo de Carpați. Asta găsim acolo. Și am luat cartea Poiana Sărată, un sat românesc din Carpați, unde scrie așa. În satul Crihana Veche, satul Basarabean de pe malul Prutului, locul de unde în anul 1924 Pavel Șerban Poenar a donat clopotele bisericii, are peste 30 familii de poenari. Deci acolo, în Crihana Veche, dacă mergem, poți să găsim și oameni din comuna Oituz, din satul Poiana Sărată. Unde se află pe hartă Crihana Veche și cu asta închei. La 60 de kilometri, 63 de kilometri de Galați, pe malul Prutului. Deci nu este foarte departe, putem merge și noi acolo. Mi se pare interesant și vreau să susțin înfrățirea cu satul cu localitatea Crihana Veche. Este comună, nu are în componență decât satul Crihana Veche, deci nu mai are alte sate cum avem noi Oituzul și în speranța că poate ajunge și eu pe acolo. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Petrișor. Mulțumesc frumos. Este un proiect de hotărâre pe care l-am adresat de principiu cu ceva timp în urmă. Mi-aduc aminte că atunci a fost o condiție să nu susținem din punct de vedere financiar. În acest acord, la articolul 9, zice că părțile vor contribui, în limita posibilităților economice, la extinderea și perfecționarea căilor de transport, în special la celor rutiere, precum și a telecomunicațiilor. Aici aș dori să propun un amendament ca să eliminăm acest articol. Consider că susținem deja financiar prin planul de acțiune pe care îl vom aproba în decembrie. Mai este un articol, la 16, în care se specifică faptul că neînțelegerile se negociază direct. Consider că e bine să prevedem și o cale juridică, în cazul în care nu se va ajunge la înțelegere, să putem apela și la instanță. În toate contractele există aceste două paragrafe, negociere directă pe calea mea pe lăsa în instanță. Și la articolul 19 spune că dacă vom încheia noi sau ei o nouă înfrățire, în mod automat se leagă toate trei. Deci vor fi terțe comune. Nu cred că este bine să ne legăm fără să ne doară capul. Cam atât. Dacă sunt discuții pe ceea ce am propus. Problema este că proiectul ăsta de acord a fost transmis spre avizare celor două ministere și ei au venit cu completări. Pentru că la nivelul național, după noi făcut. Dacă îți dă ajutorul, oricum dumneavoastră îl aprobați. Nu poate primarul sau secretarul să acorde ajutor că vrea el. Tot Consiliul Local aprobă ajutoarele. Deci, și la nivel, dacă citiți, la nivel de țară e aprobat, se poate legal ajut.
face ajutoare și colaboră. Brașovul, de pildă, și ăsta, Râșnovul, au făcut magazine de o colaborare, dar cu magazine care nu implică banul, le-a dat terenul și au schimb comercial, care îmbunătățește. Târgu Ocna, s-au înfrățit Târgu Ocna, Slănicu, Dărmăneștiu și Moineștiu și fac excursii și organizează, deci a înflorit puțin turismul. Dar asta nu se face că vrea primarul sau asta, tot cu acordul dumneavoastră. Mi se pare nonsens să mai schimbăm după ce am trimis peste tot. Dar e la latitudinea dumneavoastră. În ceea ce privește articolul 1, vreau să vă zic că proiectul acordului a fost transmis prin avizare celor două ministere. Din câte știu, v-am seroxat și avizele, ca să vedeți modificările care le-am impus celor două ministere. Și mi-am amintesc că în hotărârea inițială a Consiliului Local a fost mandatat să negocieze clauzele contractuale cu privire la acordul care se va încheia, pentru că urmea să fie trimis acel draft de acord la cele două ministere. În ceea ce privește punctul 6, despre care ați făcut discuții, capitolul 6, soluționarea diferendelor, s-a scris greșit părerea mea pe diferendelor, da? Este un articol impus de unul din ministere, consider că ar trebui să-l lăsăm așa, pentru că ulterior, încheiat acordul, trebuie transmis celor două ministere ca să vadă dacă ne-au conformat celor expuse în avizele dumnealor. În ceea ce privește punctul 9, din punctul meu de vedere, nu este, m-am uitat, este din draftul trimis lor, deci nu a fost un punct impus de ei, poate fi modificat opinia voastră. Și iar și la fel și în ceea ce privește articolul 19, și aș mai avea eu o completare, capitolul 7, dispoziții finale, l-aș numi dispoziții finale pentru că face referire la modificarea denunțării contractului, dar ca și titlul de capitol, dispoziții finale, astfel era prevăzut și în avizul Ministerului, dar, mă rog, s-a denumit astfel capitolul și a mai trecut un articol impus tot așa de unul din ministere la capitolul 7, dispoziții finale, respectiv, că încetarea prezentului acord de reînfrățire nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit astfel de către părți. Pentru că la situația din ce vorbim, cele două ministere aveau puncte de vedere, ca să zic așa, diferite. Vroiau denunțare cu o lună înainte, o lună din ele, unul cu trei luni înainte și s-a ales astfel încât să vină cele două variante din cele două avize. Care există pe asta, mai primești la misterul, mă faci misterul, avem avizul, facturare. N-am venit să modifică noi acum în proiect. Vreau să modificări, le-am citit. Da, n-au ce... Bine. Și deci, dacă vrem să-i ajutăm, vor un ajutor din partea noastră, ca să, dacă se poate acorda, decât de consiliez, ulterior, bineînțeles. Nu pot să... Ulterior. Dacă vrem să-i ajutăm, ajutăm, că e un sat necășit acolo, o zonă necășită. Asta e scopul. Dacă suntem patrioți, mergem mai departe. Dacă nu, facem amendamente mai departe. Eu nu văd atâtea temeri. Nu are niciun avizul un ministerilor. Un acord formal care... Dar avem două avize al ministerilor. Ce vrem noi acum? Mai deștepți ca ei? Ei nu se pronunță pe ceea ce dorim noi. Ei au verificat de punct de vedere al legislației. Dar nimeni nu cere nimic, decât tot noi de ce se probleme. De noi depinde. Tot din ulterior. Nici noi de la ei nici. Și pe viitor, tot din Consiliul Local. Tot din Consiliul Local. Nu se face problemă. Deci ce se face? Deci nu hotărăște așa. Tot Consiliul Local hotărăște. Da. Da. Domnul Băgită, vă rog, continuați. Supunem la vot proiectul inițial. Proiectul inițial. Cu propunerile făcute de mine cu privire la completarea capitolului 7, da? Da. Așa rămâne. Rămâne așa. Da. Două abține. Diverse, dacă... Da? Mai e unul. Dar e cel mai important. Noi bine să ne evităm, că-i va vrei să vine acolo. Vrei să mă rămâi? Nu. Vrea să rămână. Nu.
Da, punctul 4, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei pentru perioada septembrie-noiembrie 2019. Aici este domnul Subotaru. Sunt locuitor? Da. Domnul Pisandu. Da. Domnul Pisandu. Pe cine doriți? Pune la vot. Domnul, pentru domnul Sandu Sorin, cine este? Domnul Ciobotaru. Da. Hai, ce votăm? Nu votăm? Da. Da, votăm. 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 Da, contractul cu podul de la Mărtinaș l-am anulat din cauza că nu s-a încadrat în termen, trebuia să facă niște modificări. Între timp a ieșit mai repede autorizațiile la podul mare și să nu mergem pe două căi și să nu terminăm niciuna, ne-am insistat la podul mare, care am considerat că este mult mai important decât podul mic, având în vedere că am făcut și puntea pietonală. Și urmează să se scoată din nou la licitație, din cauza că contractul cu primul constructor s-a ridicat, s-a anulat, nu s-a încadrat. Și atunci se scoate din nou la licitație, pentru că a fost și în proiectare o mică neînțelegere și consultantul n-a dat drumul mai departe. Și atunci avem modificările de rigoare și sper, după ce aproape se termină podul, să terminăm și podul ăsta până în toamnă, că ce e mai important e făcut. Dar să știți că asta a fost ideea, că am anulat contractul, că prea mult s-a terminat și mai bine să facem podul mare, să putem plăti tot podul și după aceea asta l-am propunut în contractul, ca să se face repede, că toate părțile metalice sunt făcute, nu mai trebuie plătite, dar trebuie să le plătească nouă contractantă al tractului. Și când se toarnă, partea metalică una, două se face. Dar acum am băgat, ar trebui să băgăm din nou, toate autorizațiile, deja ieri a fost la apele române, la mediu, și durează autorizație. Și când ești gata autorizație, dăm drumul și la asta. Ce pot să vă mai spun? Că s-a scos la licitație școlile, nu a participat nimeni, e foarte scupos ăsta, obligațiile PSA și nu s-a înscris nimeni. La dispensar sunt două înscrieri, dar la nivel de lucrători în primărie, nu știu de ce se prevenează, am cerut și eu și domnul vice explicații că mai trebuie să luăm, să vină cu completări și uite așa, s-ar putea și dispensarul din motive neînțelese de mine sau birocratice, pierdem bani prin PNDL. Am încercat să urgentez de multe ori, vina o ia, o are tot primarul, dar să știți că vina apare și din partea birocrației și de asta. Și îmi pare rău. Eu a trebuit să completez cu doamna Lenuța, ne-am necăjit două zile, mi s-au aprobat bani și să scot o machetă după site-ul de finanțe și pentru că sunt bani alocați și pentru piață și pentru PNDL și pentru toate astea, când completam să ne dea bani și pentru cultură și pentru școli, că am cerut bani și pentru școli să facem mai multe,
mi pare că avem excedent bugetar. Și ăia care cheltuie mult primesc bani și noi că nu am reușit să-i cheltuim, nu primim prea mult. Și îmi pare rău că toată lumea zice din cauza mea, primarul, că primarul de vine, dar eu mă lupt cu birocrația din primărie și tot așa niște răspunsuri evazive. Poate să vă spună și domnul Vice și trebuie de asta. Am făcut o reparație la căminul cultural, care era de urgență. Poiana Sărată. La Poiana Sărată. Nu știu ce are cu lucrătorul de acolo, că numai bețe în roate vin din comisie. La urmă eu semnez, dar de caia, nu știu ce, nu, că au început oamenii să renunțe. Nu mai vrea să vină să participe la licitație. La... Deci s-a scos dispensarul de 3 ori la licitație. Ultimul la licitație, nu desface. Le-am spus, desfaceți, băi, ofertele care e mai apropiate, îi dăm drumul ca să meargă proiectarea. Și până se termină proiectarea, aduce și celelalte clarificări. Și care e mai apropiat? Nu, telegănează. Că nu, că așa e. Deci nu-și iau nici cel mai mic risc personalul nostru. Cam așa merge treaba în primăria Oitu, să știți. Dar pentru proiectare sunt niște condiții, nu prea văd cum să intre. Sunt niște condiții, dar condițiile astea există o marjă. Noi le luăm marja cea mai, fără niciun risc. Deci și cine vine pentru 600.000 de lei când tu trebuie să aduci asociați sau colaboratori care are nu știu câtă lucrare a făcut, dacă a făcut o lucrare de 1.000.000 de lei în ultimul an și el vine, dacă vine electricianul cu lucrări din astea mari și are autorizație, pentru 30.000 cât face el două prize, nu se înscrie. Pentru instalația sanitară nu se înscrie unul. Domnul primar, dar aceste condiții nu sunt puse de funcționare din primărie. Dom'le, se pot interpreta altfel. De ce? Bine. De ce la Helegiu s-a terminat școala cu PNDL-ul, s-a terminat dispensarul, la Onești s-a scos nu știu câte la licitații, n-au atât asta. Și sume mai mici și s-a înscris, la noi nu s-a înscris. La Bogdănești face școală, au plecat oamenii de la noi, face la școală, imediat că îi dă bani. Noi avem un lucrător, ne-am dat banii de astăzi, primăvară ne-am dat odată niște bani pe jumătate de lucrare. Și aia cu asta, să pune asta. Eu n-am nicio treabă, că nu mă bag în treaba asta, dar vreau să spun că suntem trași în urmă. Și în loc să facem, stăm cu bani în cont, în buget, excedent și nu face nimic. Cam asta este. Uite, parcă nu poți să cred funcționar în cadrul primăriei, adică parcă să tragă primăria înapoi. Nu pot concepe. Pentru că sunt și eu în comisia de licitații la care sunt cu referire și vă rog să țineți cont de faptul că la dispensar, s-a scos la treabă la licitație, sunt aceiași doi ofertanți care nu știu să depună documentația completă. Respectiv cel de la nu știu unde și Ticu Gou. De fiecare dată nu depun documentația completă. Să se refuze, să se facă din nou altă licitație. Fiecare dată se întâmplă la fel, vin aceiași doi. Cu documentație incompletă. Păi și atunci nu mai face nimic? Da, nu. Vreau să vă spun că de 14 ori s-au încheiat ofertele. Și nici acum nu știm ce în 14 iunie se face verdele și nu se desfacă. Deci, se știm și noi cine e întâi să nu știu cine a participat, că n-am dreptul să fiu acolo. Atâta semnează să le duc acolo când de avem copii. Două luni și nu știm. Deci nu știm ce să face. Dacă dumneavoastră credeți că ăsta... Voi gândeamă să desface, să pare problemă. Nu am voie, domnul. Eu n-am voie ca primar să mă bag în treburile. Există o comisie, eu ca primar... Comisie, de ce nu știu? Le-am spus că mai trebuie clarificări, mai trebuie asta. Dar trebuie să clarificări. Asta e singurul răspuns. Nici nu poți să-i spun, după aceea, dacă eu spun, spune că influențez. Influența înseamnă pușcărie. Nu vreau să fac treaba asta, că n-am de ce. Da, mă, dar nu e jucărie, uite așa pierdem banii, să știți și voi. Poate să ajunge și voi în ăsta. Asta e legea, nu pot să... Și nici nu pot să influențez cumva. Din punctul meu, cred că ceva la mijloc îi pune, nu știu.
Păi, dar de ce nu ar trebui? Între primar și funcționar trebuie să existe o colaborare, domnule. Plus de asta, ei fac parte din aparatul specialitatea primarului. Eu, așa e de lege, nu? Adică nu văd cum adică să, dumneavoastră să spune să meargă și să împotrivesc ei să tragă comuna înapoi. Nu pot concepe așa ceva. Dom'le, dar eu vă aduc șapte, vă aduc din altă parte unde se lucrează, s-a terminat PNDL-ul luat odată cu noi, e tot PNDL-2, s-au terminat lucrările și la Heleniu, și la Limpezile, și peste tot. S-au terminat. Și la Bogdănești, ați văzut, la Bogdănești se execută, a plecat oamenii de la noi că au câștigat la Bogdănești. A plecat la Bogdănești, că noi nu le dăm bani, nu le dăm nimica. Că firme mici nu au dreptul. Și că răsplată la Cămin, la școala Poarea Sărată și la PSM-ul, nu a participat nimeni. Eu cred că ar fi bine să invitați pe cineva din comisie sau președintele comisiei să explice ce se întâmplă. Da, domnule, exact cum a cerut eu, oficii că le cere clarificări. Eu am zis, ținem 5 ani clarificând. Domnul vice, chemați-l un pic cine președinte la comisie. Peste două luni de zile, ținem două luni de clarificări, nu se poate. Am înțeles, nu pot să le duc. Tot județul se matriculează aici? Se matriculează. Nu este legislație în acest sens. Nu mai să fiți că nu s-a dat așa exigent. Mi s-a dat de baza de care. Să spun că este drum național și trece toată lumea. Registrezi. Este o grea și sunt jos, dar să meargă cu registrul. Am fost prin ordinea de zi. A venit la Cicloda, la Unești, a venit aici. Da, da. Nu poate să fie. În totul de fiind. M-a făcut a fost. Dacă ați cere registrația. Dar ce cere registrația? Da, nu știi, da, în ce stare este, deja nu s-a prea fi ofertat, adică domnul primar acuză personal de primărie că din cauza personalului stărătării. Nu, din cauza ofertanților, pentru că am avut licitația scoasă anul trecut de două ori, anul ăsta încă o dată și asta e a patra oară când scoatem la licitație o lucrare, proiectare și execuție. Acum suntem la evaluarea propunerii tehnice, sperăm să finalizăm în funcție de ce mai găsim, dacă reușim să putem declara unul dintre cei doi ofertanți câștigătoare. Domnul primar, reclamă că s-au făcut în licitația, sunt două plicuri care refuzați să le desfaceți. Nu există așa ceva, pentru că nu se fac. Licitațiile se fac în plic în primul rând. Licitațiile se fac online, totul se face electronic, nu se depun oferte în plic. Da, alte întrebare. Din ce cauză vă nu s-a putut declara ca eligibil la ofertat pentru dispensat? Că aici era problema. Păi pentru că nu s-au fost ofertanți eligibili. A fost un singur ofertant care a îndeplinit condițiile. Care condiții? Păi, spre exemplu, la una dintre licitații, nu le mai rețin, că a fost totuși trei. Da. Nu avea proiectantul experiența similară necesară. Trebuie de lege. Da, bineînțeles, adică nu pune noi, nu știu ce... Deci sunt condiții simple, dar nu poate să vină, era o echivalență. Nu poți să pui un conducător de categoria B să conducă un tir. Deci cam așa e și cu proiectarea. Nu poți un proiectant care face platouri betonate să construiască o clădire unde vor fi oameni, nu? Și legislația permite foarte bine să vină cu în asociere, să vină cu teren susținător. Da. Deci legislația permite. Dacă nu știe să vină, să vină cu documente, noi nu putem să-i băgăm documente în ADE. Deci, așa. Deci, să sperăm că o să fie dătura asta un câștigător la dispensar. Iar la alte lucrări, ce am mai zis? La Poiană Sărată, la școală și la centru de întrebare, la fel am avut
deci nu a venit niciun ofertant, deci tot așa a fost un ofertant cu probleme, deci nu a devenit condițiile, iar am avut licitație, chiar miercuri a fost ultima zi de punere, și nu s-a depus nicio ofertă. Nici la Poiană, nici la peste Vară. Nu s-au depus ofertă. Cum? Nu s-au depus. Nu s-au depus. Mai grav, domnul inginer, mai grav că nu s-au depus. Măcar dacă depunea cineva, ziceam ce are. Deci nu s-au depus oferte. Deci o problemă a fost anul ăsta, pentru că Poiana Sărată, știți, pe sat și toate au fost scoase la licitație anul ăsta, încă o dată, de la începutul anului, a fost problema actualizării. Știți că după aceea am venit să actualizăm devizele. Era, deci nu venea nimeni pentru că era valoare foarte mică. Acum am crezut că poate actualizând valoarea, o să avem ofertați mai mulți. Nu vin. Să nu prea multe. Nu știm care... Să-i consideră aici? O să-i problemat. Nu e vorba de niciun de plicuri aici, nu le-a desfăcut. Așa spune domnul Ruță. Dar nu este cu plicuri de acolo, nu-i cu plicuri aici. Când a fost licitația la dispensar, aia este să cere clarificare. La dispensar din iunie s-a trecut și nici acum nu s-a clarificat. Una ca să cer clarificări și una că nu deschizi oferta. Ca să cer clarificări, în primul rând trebuie să citești oferta. Și în ofertă constați, ba nu are aia, am cerut un lucru de două ori, n-a înțeles, nici nu poți să dai afară, hai, da, pleacă acasă, că nu ai știut să-mi aduci un document. E mai solicit și de-aia sunt tărâri, am ajuns 3 săptămâni ca să-mi aduc un singur document, simplu. Asta înseamnă că nu sunt interesate, da? Nu sunt interesate, nu. Și să vedem cum alții au făcut, că doar nu fie alții mai proști ca noi. Să-i fac mai mult. Și să vedem la aia cum se poate și la noi nu se poate. Nu se implică. Undeva trebuie să văd ceva. Ceva ne scapă. Deci, să aducem noi ofertanți acasă, nu, oferiți pe care aveți firme de construcții, veniți în firme, noi n-am văzut să aducem. Mulțumim, domnule. Mulțumim, domnule. Mulțumim, domnule. Mai sunt domnul Marcum de Curge, asfaltarea, domnule. Asfaltarea nu poate să vină pentru un kilometru să aducă mașina. Și cum asfalt într-o zi, doar un kilometru de asfalt, dacă nu ce. Dar cum decopertează în continuare? E aproape până la Mariana. La Segiu. La Segiu, poți să mergi aproape de final. Da, ce e zona asta? Ieri s-au făcut cu proiectantul de regim șantier toate documentele, ca să fie la zi, și am înțeles-o peste 10 zile să fie de asfaltare. Și avem puțin la proiectant, că a apărut cu ploaile alea, a apărut niște izvoare, care acolo trebuie... Acolo lucrări suplimentare, acolo trebuie... Lucrări suplimentare, cu niște izvoare, trebuie făcute și niște poteze. Și ei de-aia merg cu decopertarea până fac și... până a venit și dispoziția asta de șantier, ca în momentul când merge cu asfaltarea să se ducă dintr-un capăt în altul, să nu apară întreruperi, că ați văzut. Când apară întreruperi, să văd acolo, că nu reușesc să le facă ca lumea. Și ei vrea să meargă cu asfaltarea continuă. Poftiți, domnul Apost. Domnul primar, conform graficului cu asfaltarea, în luna august trebuia să se apuce de podurile din care vor fi construite în satul Mașină. Nu s-a apucat niciun. Așa a trecut în grafic. Păi da, dar face partea asta întâi și după aceea trebuie. Da. Păi în graficul trecut cu podurile facem în august acum, iar asfaltarea va fi în 2020, martie-april. Da, dar uite, a plecat eu, să vă aduc din partea constructorului câte hârtii a adus, că a plouat și n-a putut lucra. Dar măcar s-a făcut până în decembrie. Ei lucrează până târziu. Ei vrea să termine cât mai repede. Că și noi avem interesul că i-am dat avans. Și uite, azi am dat clarificări cu doamna Lenuța, deci, că ne-a cerut de la finanță. Deci dar legislația avans. Permite. Păi permite legislația, dar... 30% permite. Da. Exact. Și ne-a cerut clarificări. Dar la legi nu am vrut. Mulți de aia nu s-a făcut că n-au bani. Și noi, ca să mergem repede, am dat. Cu toate că am fost o grămadă de discuții. Cu asigurarea, cu ăsta și... Domnul, pe margine s-a abandonat decolmătarea pârâului
de la, din punctul Podcostan și până la școală. Știu, domnule, o să facem, dar uite că nu vreau reform utilaj, nu reușești. Acolo când a fost școala, când a fost școala mare, n-a putut să intre la mare. Domnul a fost închirea, dar trebuie să facem rectificat de zice că nu avem bani, domnule. Podcostan de școala mare. Da, și când a fost la mare, n-a putut intra acolo. După aceea bugetul, nu mai avem nimic, a trebuit să facem rectificarea de buget. Cât de bună? Da, cât de bună, dar nu s-a făcut nici la nivel de țară. După ce se face la țară, ședăm de la județ și după aceea se face noi. Mai durează vreo până a venit bugetul ăsta nou? Păi și asta durează, că uite de la ea așa că depune la Bacău. Dacă vine la Turcesc. Și, da, pe uitați că așa, așa a fost făcut. Și aici sunt nemulțumit. Noi am fost bani deoparte să luăm cam câte un cartepilar. Ăștia s-au învățat peste toți șmecheri să pună cât mai mult. Nu poți să scrii că vreau cartepilar, comapsul sau ăsta, dar niște caracteristici. Și au venit toți cu cucurova ăsta turcesc, că poate să-și pună cât mai mult adaos. Știi? Și au venit patru firme care vine acolo. Niciunul n-a venit cu, unul cu un cartepilar. Pe la urmă, ori le alegeai cu el. Bani avem. Repararea drumurilor de exploatație agricolă Maciuc, Tisa, Cojul. Păi până nu facem, până nu facem, de funer, până nu facem rectificare, drum, până nu facem rectificare bugetară, nu avem bani. Cu buldo nostru, domnul primar. Buldo nostru nu face nimic. Se poate repara, că am fost cu drumul ăla, se poate repara, domnul primar. Cu buldo nostru putem repara. Care oameni funer? Ieri am fost, ieri trebuia să ne ducem sus la acolo unde ne-ai rugat. Da. Asta? A intervenit cu oamenii cosesc la Iordogatul, ne-a dus la Iordogatul, îți lungă golovan și ăsta, s-a spart două conducte, că mereu e foarte vechi buldo, nu știți prea bine. Până ne-am dus și a făcut furtune, n-a putut pe la Marius, ne-am dus la Onești, până ne-am pus, nici nu știu dacă a reușit să termină. Au venit o listă mare, că trebuie să cosească acolo, m-a stricat acolo, azi trebuie să meargă car acolo sus. Voi nu știți, dar noi mai încercăm, anumite utilaje, mai facem niște drumuri, dacă vă duceți și pe la Târcău și pe la Boacă în jos. Și mergeți, la și mai... Da, nu poate să spun. Sunt prea multe lucrări de făcut. Păi sunt prea multe, nu mai avem bani la reparație, până la rectificare bugetară, nu mai avem bani la Dar să nu ne mai închiriem, domnul primar, să le folosim pentru ce avem noi. Dogărești. Păi dar n-am închiriat, dar urmă. Nu închiriat, domnul primar. Utilajul nostru? Da, o oră. Spune-mi la cine, o oră, dacă ai închiriat. De ce atunci s-am închiriat? N-am închiriat, ți-arătă, ăsta, îți vezi că n-am închiriat utilajul nostru. Vreau să vă dau cunoștință din primăvară. V-am rugat să facem drumul de exploatație agricolă pentru ferma care Marian Cristea. Vreau să spun, făcut, nu s-a făcut, omul a plătit, a cumpărat balașul, el și-a făcut drumul. O, de lasă că s-a făcut și jos, acum nu mai. Domnul primar, s-a făcut la Dugărești, a făcut țeava, s-a nivelat drumul, dar drumul de exploatație care duce la fermă l-a făcut Marian Cristea cu banii lui. Mă, nu mai vorbim, că l-a dus pe doamnă de a încărat balașul. S-a dus de la primărie, s-a dus trei patrașul, balașul s-a pus pe acolo. Până și la ala care... Merge și o să vă convingeți. Dar eu nu știu unde a încărat domnul ăsta. Până și la ala am luat pământ, că cine aia a pus pământ în față unde parchează mașinile ăla lui Tanga și acolo. I-am luat pământul și a încărat balașul, că fiecare pune pe domeniul ce vrea. Da? Nu-ți ajunge cu un utilaj, pentru că eu până încarc mașina, o duc acolo, trebuie să meargă și utilajul după mașină să-l întindă. Că dacă i-am pus patru mașini acolo, urlă lumea, că n-are cum să treacă. Păi dacă am așa, dacă avea două utilaje să le împingi, dar când îl încarc, trebuie să duc utilajul până acolo să împingă, că n-ai cu cine, cam asta merge treaba. Dacă avea două utilaje... Drumul Maciuc, școala se poate face cu buldo nostru. Nu se poate, am fost mai ieri. Haideți să vedeți cine de mult vreo urmă. Acum așa, acum vedeți să acum pe imagine că o să vedeți. Haideți să vedeți bine să... Așa cu telași acum, așa cu telași. Se poate... Se poate... Așa de întâlnite nu numește. Da, nu. Pe bordul trebuie să fie special. Și la mănașca sunt șase. Hai că bani, domnul Florăiu, utilajul este vechi, are jocuri, în momentul în care forțează, sunt pe bacul, tot bacul în doctor, nu trebuie așa. Trebuie să creadă rândul. Hai, domnul. Da. Are utilajul, are 15 ani, 12 ani.
o rugăminte de la jurie, la familia de la treia clasă, la mare. Dacă luați legătura prin de la genul cumva, are pragul la intrare în curte, are aproape un metru. Se poate face ceva până... În momentul când se face drumul, după aceea se-și face. Nu fiecare face fața clasă. Să pună puțin balaua, să poată să intre în curte. Dar o să se toarne asfalt și atunci aș face și el intrare, după cum vrea. El și-a făcut un cu față, cum a văzut el, în domeniul public. Dar nu, nu, atât. Fratele lui, mai jos, are un prag, atât. Deci nu poate intra în curte. Da, dar n-ai... O să se... Dar dacă se pune puțin balanța asta acolo să intre, după aia balanțul se dă la o parte. Și când vine ăștia, ia, 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 pune piatră concasată, o bate tot și la noaptea sapă lumea ca să-și pună apă. Da, acolo a fost să mătă loapă. La niciun rapu era canalul. Da, următoarea ședință de data de 19. 19.